Salut, mea, bine ați revenit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să fac un video de 1 martie în care o să vă arăt cum să faceți un mărțișor. Ei bine, aveți nevoie de un șnur de mărțișor sau două, depinde de câte mărțișoare doriți să faceți. Eu am unul mai gros pentru că n-am găsit mai subțiri șnururi. A fost conceput de brățară, dar nu contează, haideți să trecem mai departe. Aveți nevoie de lut. În cazul meu, aceste plăcuțe de lut pe care le-am făcut mai devreme, pentru că mi-a fost frică că nu se vor usca destul de repede, se usucă în vreo 5 ore și ar trebui să le faceți aici o gaură plăcuțelor înainte să le puneți la uscat. Puteți să încercați să le băgați și la cuptor, dar că, nu știu, eu n-am încercat, n-am vrut să risc, pentru că am un număr limitat de plăcuțe. Aveți nevoie de pensule, un liner sau o caciocă neagră, ceva negru cu care să conturați, un creion negru, acuarele, tuburi, acrilice, da, orice lucru cu care puteți picta. Aveți nevoie și de niște, nu, un fel de ojă de fapt, da, sau lac, de preferat lac. Eu am vrut să iau un lac transparent, dar n-am găsit. Am găsit doar cu sclipici prin casă, așa că voi folosi cu sclipici. Eu vă sfătuiesc să folosiți lac transparent, fără sclipici, dar da. Opțional, mai aveți nevoie și de o punguță de la mărțișor și de un ac de siguranță. Veți vedea mai târziu de ce vă trebuie. Silicon sau de piețe cald. Pentru început vom lua plăcuța noastră și un fir de mărțișor și vom băga în plăcuță firul de mărțișor. Ok, am băgat prin acest medalion și vom înoda șnurul la capăt. Ca în cele din urmă să facem o fundă. Dacă doriți, puteți să nu faceți o fundă, să faceți doar un nod. Dar eu zic că arată mai drăguț. Ok. O să fac eu fundita aceasta mai frumoasă, mai respectuoasă. Și voi reveni. L-am făcut mai aspectuos. Oricum o să mai lucrez eu la această fundiță să pară de mai bine. Eu chiar vă recomand să luați un șnur mai subțire pentru că o să vă facă treaba mai ușoară. Următorul pas este de a lua vopseaua cu care doriți să colorați tot medalionul, adică cu care doriți să fie fundalul, o pensulă și să pictați medalionul. Eu am ales această culoare de ou de rață pentru că o iubesc și pentru că se potrivește cu obiectul pe care doresc să-l colorez după ce voi termina. Voi picta și voi aștepta să se usuce, apoi o să vă arăt cam ce s-a întâmplat și cum arată după ce s-a uscat vopseaua. Am uitat să vă spun și că trebuie să vopsiți medalionul și cât pe față cât și pe spate. Pentru că, da, arată mai frumos și de un aspect de frumusețe, dacă e făcut și pe spate. Am zis și m-am gândit că voi acoperi mai repede și mai bine zona dacă voi scoate șnurul, așa că am scos șnurul, am pictat și iar acum următorul pas este cel mai simplu și cel mai frumos. Va trebui să desenați pe medalionul vostru un lucru care vi se pare vouă că i-ar plăcea persoanei care îi dăruiți această broșă sau, da, acest mărțișor, mai de scurt. Eu voi desena un ghiocel pentru că, da, simbolizează primăvară și 1 martie este primăvara, după cum bine știți. Așa că voi desena un ghiocel. Nu va fi cine știe ce frumusețe. Când veni vorba de asta,
zilele acestea mă gândeam ce video aș putea să postez, pentru că aveam chef de un video DIY și am zis, prima dată m-am gândit să fac un video cu My Bullet Journal, dar apoi mi-am adus aminte că vine imediat 1 martie și ar trebui să fac un video în care trebuie să fac mărțișoare, pentru că știu că la școală în perioada asta face toată lumea mărțișoare și trebuie să facă mărțișoare copii. Așa că am zis, hai să fac un video care să te și ajute și să fie și frumos și simbolistic pentru această perioadă din an. Cam așa arată ghiocelul meu, v-am spus, nu va fi cine știe ce. Ok, iar acum voi lua acrilic alb. Poate o să vă întrebați de ce folosesc acrilicul. Îl folosesc pentru că se usucă mult mai repede decât tuburile. Voi desface acrilicul, voi lua o pensulă, o voi spăla. Ok, voi lua albul și voi face ghiocelul. Trebuie să iau o pensulă mai subțire de atât. Să-ți fac desenul mai mare. Voi lăsa la uscat acest ghiocel după ce îl voi picta cu tot confuzii și o să vă arăt cam care este rezultatul picturii. Cât timp se usca, eu am și conturat acest ghiocel cu carioca neagră. Următorul pas ar fi să luăm lacul și să dăm cu lac peste acest medalion. V-am spus, indicat este ca lacul să fie transparent, dar pentru că avem aici lângă noi un invitat special numit Creața Zăpezi, care are și ea un canal, ne va da cu lac medalionul. Ok, va da cu lac. Nu știu, să încerc să vocalizez. Pot. Bine, după ce va termina, o să vă arătăm cum a ieșit. După aproape o eternitate, s-a uscat în sfârșit și lacul. Da, puteți să vedeți eu. Se vede destul de ciudat pe cameră pentru că e destul de întuneric în cameră. Stripiciul se vede ciudat. Dar în fine. Arată destul de ok cu stripici, dar tot sfătuiesc că să faceți acest lucru cu un lac transparent, fără stripici. Vom continua prin a lega șnurulețul de acest medalion la loc. Cam așa arată și mărțișorul nostru. După cum am spus, opțional puteți lipiți aici un act de siguranță și să îl puneți într-o folie care arată cam așa. Din păcate, folie este prea mică pentru mărțișorul meu. Dar voi găsi un plic, partea mult mai frumos un plic, pentru că nu vei ști ce este de fapt în acel plic. Arată foarte frumos și poți face chiar și pandantive din acest mărțișor, da, pe același concept. Deci sper că v-a plăcut acest episod, că v-a ajutat și că veți face și voi mărțișor asemănător cu acesta. Dacă v-a plăcut acest episod și mai doriți videouri de genul DIY, atunci nu uitați să apăsați butonul de like, să apăsați de asemenea butonul de subscribe și să share-uiți acest video. Eu am fost Sandra.0 și eu nu și v-am pupat. Pa, pa!